Actualitatea, Tudor Mușat vine alături de noi. Bună seara, Tudor! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Discutăm despre acest pachet de măsuri și iată ce urmează după ce el s-a dat, apropo de această ordonanță de creștere a salariului minim, care a trebuit să fie blocată până se pun ministerele României de acord. N-ați văzut un asemenea haos. Această ordonanță care ar fi trebuit să crească niște salarii minime, de fapt le-a scăzut pe ale unora. Prin urmare, când s-au prins, au zis stop joc, stați să se coordoneze ministerele. Ministerele, în caz că n-ați aflat, dar o să vă detaliem în emisiune, dacă întrebi trei ministere diferite, fiecare îți spune trei lucruri diferite despre cu cât crește acest salariu minim. E noaptea minții, ni se arată o dată în plus pe mâna cui sunt instituțiile importante de la vârful statului și cine conduce de fapt această țară. O să vorbim despre asta, o să vorbim și despre ilegalitățile din acest pachet de măsuri fiscale, una dintre ele fiind că încalcă grav o normă a Uniunii Europene. Nu poți să mai pui ceva pe lângă TVA, pe scurt, dar o să vă detaliem în actualitatea în foarte scurt timp. Între timp, premierul Ciolacu, am văzut, își încordează mușchii la adresa Austriei, care nu ne vrea în Schengen, doar că Bulgaria, partenerul nostru de care nu ne putem dezlipi, zice că aceste insistențe și aceste excese izvorâte din frustrarea României s-ar putea să-i dăuneze și ei, s-ar putea să ne dăuneze amândurora, ambelor țări aflate în acest pachet. Între timp, Nehammer se face de râs la el acasă, face campanie de promovare a încrederii în Austria cu poze furate de pe la ruși în care apar ruble. O să vorbim și despre asta. Și, de asemenea, în actualitatea astă seară, un subiect de natură să incite la o dezbatere publică foarte încinsă în perioada următoare. CEDO a recunoscut, obligă România să recunoască căsătoriile gay încheiate în alte părți, să le declare valabile și pe teritoriul României. Are 6 luni România la dispoziție să facă asta. Vedem că nu se mișcă nimic și apar diversi oficiali ai statului care spun că nu e nevoie ca această decizie a CEDO să fie respectată, că se pot găsi și alte formule. Despre ce e vorba, cum se va încheia toată povestea asta, la ce va duce în societatea românească, o să discutăm în foarte scurt timp. Vă aștept! Bună seara, doamnelor și domnilor! Azi am avut o nouă dovadă, dacă mai era nevoie, că trebuie să ne fie frică, realmente frică, de felul în care este condusă România și de ce haos pot provoca oamenii de la butoanele statului. După ce s-au lăudat atâta vreme că vor crește salariul minim, au descoperit că după impunerea CSS-ului în construcții și agricultură, salariul respectivilor scade. Totul a fost oprit până ce se vor pune de acord ministerele. Ministere care în acest moment, dacă întrebi, îți dau sume diferite cu care ar crește aceste salarii. Haos în toată regula. Ca să nu mai vorbim de ilegalitățile din pachetul de măsuri fiscale, una dintre ele contravine chiar regulilor Uniunii Europene. Vă explicăm imediat. O să vedeți cum, în schimb, sunt premiați autorii acestui pachet prin sinecuri la agenții importante ale statului, în cel mai tipic stil PSD-o-penelist. Între timp, Ciolacu și-a mai încordat odată mușchii mai să-i pleznească la adresa Austriei, doar că bulgarii se arată cam deranjați de aceste declarații, spun că frustrările României vor duce la reacții care îi vor afecta și pe ei negativ, ei, în schimb, preferând să mizeze pe cartea diplomației. Nu e clar care e asta, o să încercăm să ne lămurim. Cert e însă că Nehammer se face de râs din plin la el în țară, după ce le-a sugerat copiilor săraci să mănânce la fast food, că acolo e mai ieftin, a lansat o campanie de promovat Austria și încrederea în Austria cu poze luate de la ruși, în care apar ruble. Detaliem episodul în emisiune. Și, tot în actualitatea, despre un subiect delicat de natură să încingă spiritele în perioada următoare, CEDO spune că România e obligată să recunoască cuplurile de același sex și are 6 luni la dispoziție pentru asta. Sunt însă autorități ale statului care spun că nu e neapărat nevoie ca asta să se întâmple. Despre ce e vorba, care-i controversa, aflați în emisiune. Vi prezint pe invitații mei, Ștefan Pălărie, senatorul SR. Bună seara! Bună seara, vă salut!
Stelian Negrea, jurnalist Newsweek România. Bună seara! În legătură video cu noi, Ioana Enedogioiu, jurnalistă spotmedia.ro. Bună seara! Bună seara! Și jurnalistul și editorialistul Alexandru Lăzescu. Bună seara! Mulțumesc foarte mult tuturor! Avut astăzi un episod de noaptea minții. Guvernul s-a trezit că e pe cale să adopte o ordonanță de urgență care scade salariul minim al unor categorii în loc să-l crească. Și asta pentru că ministerele implicate nu s-au pus de acord la calcule. Calculele prezentate în această dimineață de Ministerul Finanțelor arată că în urma introducerii asigurărilor de sănătate pentru toți angajații, indiferent de activitate, salariul minim net al angajaților din construcție, agricultură și industrie alimentară ar fi putut scădea. Niciun salariu minim net nu trebuie să scadă. Drept urmare, am decis să scoatem de pe ordinea de zi această ordonanță care vizează aceste categorii. Ministerele de resort vor reanaliza textul. Până atunci, toate salariile din construcție, agricultură și industrie alimentară vor rămâne la fel. Salariul minim brut pe țară garantat în plată să crească la 3.300 de lei lunar, de la 3.000 cât este în prezent. Salariul minim a crescut cu 10%, salariul minim brut aflat garantat în plată, și calculele Ministerului Muncii arată că net asta înseamnă o plată de salariul minim net 2079 lei, o creștere cu 181 de lei față de prezent. Nu s-a ajuns la această majorare pentru că Ministrul Finanțelor calculase o majorare de 83 de lei. Sunt datele actuale care vin de la Ministerul Muncii, inițiatorul acestui proiect de act normativ. Ministrul Finanțelor, când a vorbit, a anunțat niște cifre greșite. Ce s-a întâmplat? Ministrul Finanțelor va da replică dacă îi adresați direct întrebarea. Deci să recapitulăm. Nu doar că era cât pacit să adopte o ordonanță care scădea unele salarii pentru că n-au luat în calcul ce scrie în propriul lor pachet de măsuri fiscale, că trebuie dat CSS de acum încolo și la categoriile respective, dar nici măcar nu sunt în stare, domnule senator, să ne spună în acest moment cu cât cresc salariile minime, cu cât crește salariul minim. Avem trei variante diferite. 10%, adică 181 de lei, zice purtătorul de cuvânt. Ministerul Finanțelor ne-a spus după aia că e 83 de lei, Ministerul Muncii 98 de lei. Mai înțelegeți ceva? Eu înțeleg un singur lucru pe care îl vedem zilele acestea devenind evident și strigător la cer. Aparatul statului român a ajuns să fie un loc de parcare pentru toate rudele și sinecurile acestor două partide, PSD și PNL, care au ajuns inclusiv să riște modul în care țara asta este guvernată. Singura explicație pentru mine este că s-au înconjurat de atât de mulți incompetenți lângă, care probabil vin fie pe linie de familie, fie pe linie de partid, încât nu mai pot să pună bază pe nimic. Nimeni nu mai știe nimic. Iar tehnicienii, dacă au mai rămas cumva și ei prin aparatele acestor două ministere, Finanțe și Muncă, probabil că nu mai au un cuvânt de spus sau vocea lor este foarte, foarte îndepărtată de prea multe straturi, așa cum spuneam, de sinecuriști. Altminteri, încă o dată, să ai un document, o lege pe care o iei în discuție ca proiect de ordonanță, la cel mai înalt nivel al unui stat european, în Guvernul României, în ședință, tu să discuți și aproape să aprobi un document legislativ care este inițiat de guvern și să-ți dai seama în ședința respectivă că nu se potrivesc calculele, eu n-am mai auzit de așa ceva prin nicio altă țară civilizată. Mi-aduc aminte de conversații, de cum funcționează, de exemplu, guvernul Olandei. Era o discuție de-asta de schimb de experiență și acolo oamenii povesteau, da, noi depunem bugetul țării, nu mai știu cum era, în prima miercuri din noiembrie a fiecărui an. Și oamenii întrebau, domnule, dacă nu e gata până atunci, cum faceți? Păi, întotdeauna e gata. Dar cum nu e gata? Și oamenii au spus, de 100 de ani în Olanda, bugetul țării pe viitorul an se depune în prima miercuri din octombrie anului anterior. Și pe pariu că nu e greșit. Și punem pariu că nu e greșit, că nu e egal făcut de Căciu. Dar acolo vorbim despre o țară civilizată care pune oameni meritorii în locurile respective unde există o responsabilitate uriașă, imensă. Altminteri, toți plătim. Ioana, deci ni s-a spus, premierul ne spune, domnule, mi-a venit mapă, era cât paci să o semnez, dar hopa, ne-am dat seama că de fapt unele salarii vor scădea.
din cauza că ministerele nu s-au pus de acord și n-au făcut calculele. Care ministere? Cine trebuie să plece după o gafă ca asta? A, după părerea mea, ar trebui să plece toți. Adică și ar fi trebuit să plece de mult. Vezi, la tine în studio, de nenumărate ori și de multe ori în dezacord cu alți invitați, am spus că cea mai subestimată cauză a problemelor din România este, să-i spunem elegant, incompetența, să-i spunem de-a dreptul, prostia. Deci tot ceea ce noi ne străduim să dezlegăm prin conspirații savante, prin planuri extraordinare, de obicei are explicația în prostie, în dorel. Undeva, unul sau mai mulți dorei manufacturează lucruri de genul acesta, astfel încât noi am ajuns ca prostia, să-i spunem incompetență, să nu deranjăm urechile mai sensibile, să fie, după părerea mea, cea mai mare amenințare pentru România în acest moment. Dacă în vremea guvernării Năstase, de exemplu, cea mai mare problemă era corupția, în mod evident. Erau niște creiere luminate în guvern. Nimeni nu poate contesta calitățile intelectuale ale Adrian Năstase. Cea mai mare problemă era corupția, erau jocuri. Acum corupția n-a scăzut, dar nivelul de incompetență a crescut atât de mult încât incompetența a ajuns mult mai periculoasă decât corupția însăși. Adică de la corupția ucide am ajuns mai mult să ucide incompetența. Este ceva înspăimântător și este motivul pentru care mă tem foarte tare de orice decizie pe care o ia această guvernare. Pentru că este o guvernare fundamental incompetentă, cu portbagaje, fără portbagaje. Sunt în momentul ăsta nici mai mult la portbagaje. Mă uit la lucrurile de genul ăsta în care oamenii ăștia nu înțeleg. Sunt absolut aerieni, absolut pe altă planetă, nu mai reușesc să facă niște calcule simple, nu li se mai lipesc trei socoteli cu trei socoteli și ei conduc o țară. Este, știți, dacă vă întreb ce ați prefera, să vă suiți în mașină cu un șofer ticălos sau cu un șofer imbecil? Eu, sincer, până la urmă zic, doamne, ticălosul, măcar cu puțin noroc, mă duce la... Da. La știe să conducă mașina, măcar. Da. Măcar știe să conducă mașina și se gândește și la soarta lui. Dar oamenii ăștia nici măcar la soarta lor politică nu se mai pot gândi, că nu mai știu pe unde să o scoată. Totul este o încropeală sinistră, cum a fost și acest pachet fiscal. Noi am zis, mamă, ce planuri fac ei, ce... Nu! Ei așa mergeau din gard în gard, din zid în zid, să-i zbeau de unul, aoleu, nu-i bine așa, stai așa. Bun, da. Stați puțin. Da, domnule Lăzescu, totuși pachetul ăsta fiscal e pritocit de vreo 2 luni de zile și probabil a fost gândit cu încă 2 luni de zile înaintea celor 2 luni de zile de când vorbim public despre el. Nu s-a prins nimeni că odată ce iei măsurile astea și elimini acele facilități fiscale, după care a doua zi, literalmente a doua zi, dai ordonanță să crească salariul minim, trebuie să iei în calcul măsurile pe care tot tu le-ai dat și le-ai pregătit 2 luni plus alte 2 luni? Nu, dar apropo de ce spunea Ioana mai devreme, de fapt avem un soi de herupism, care aceste luni de care povestiți dumneavoastră, de fapt nu s-au întâmplat nimic, decât că s-au certat unii cu alții, au încercat cumva să scoată ceva din care într-un fel sau în altul să nu deranjeze foarte mult electoral. Și mă uitam pe o cifră, apropo de... Că sigur, noi discutăm de această gafă, dar mă uitam așa pe fond. Și, de exemplu, analiza Consiliului Economic și Social, care spune că din ansamblu măsurilor, doar 15% afectează aparatul bugetar. 85% se duce în mediul privat. Și întrebarea mea este, dacă ne ducem așa către mediul privat și îl lovim până la urmă, că asta facem, credeți că vom obține sumele astea chiar așa? Adică e un miracol să obținem sumele care sunt acum pe cârtie. Asta odată. În al doilea rând, m-am uitat discursul domnului Ciolacu despre marile reforme. A fost foarte abil făcut. Adică a trecut de la măsurile fiscale, a dat-o cu corupția, mă rog, cu, apropo de portbagaj. Problema e că, de exemplu, spuneam foarte mândru că a dat la o parte excepțiile. Bun, da, tu ca țară trebuie să ai niște politici. Aceste excepții, cum erau în construcții, în IT, aveau și ele un rost. Până la urmă tot ei l-au făcut. Poate unele n-aveau, dar trebuiau să explice de ce. Adică, pe ansamblu, avem, pe de o parte, neînțelegeri la nivelul coaliției, pe de altă parte, avem o situație în care acest heirupism și, într-adevăr, eu stau și mă uit aproape de ce, tot ce se spunea înainte.
Într-adevăr, în ultimii 20-25 de ani, calitatea clasei politice s-a diminuat considerabil. Dar s-a întâmplat ceva la fel de grav. Adică oamenii ăștia nici nu cred că mai conduc. Adică credeți dumneavoastră că de fapt conduce cineva în Ministerul Finanțelor? Conduce echipa birocrația din interiorul Ministerului. Păi problema e, domnule Lăzescu, că și echipa asta birocratică din interior pare din ce în ce mai prost pregătită. Adică păi așa zici și specialiști pe care echipurile se lăsau politicienii. Lasă, politicienii vorbesc multe, dar vin specialiștii și rezolvă. Păi am impresia că nici ea nu mai există care să rezolve. E haos desăvârșit. Păi nu, bineînțeles, tocmai această birocrație și ea este. Pe de o parte sunt unii care sunt clienți vechi, datorită unor relații clientelare din interiorul spațiului politic și vreau să spun că aici e peste tot. Nu e un partid sau altul. Vezi doamna Pescaru aia care venea cu foaia, da, cu amendamente. Da, ei navighează dintr-o parte într-alta, reușesc să stabilizeze acolo opozițiile. Pe de altă parte au fost aduși și unii noi care, oameni mediocri, ce să aducă? Tot oameni mediocri în jos. Din păcate... Da. Nu avem mari speranțe din punctul ăsta de vedere. Bun, sigur că pe noi ne-a oripilat episodul ăsta, Stelian, de azi, dar pachetul ăsta, ordonanța venea după pachet, nații nu cont de pachet. Și-au dat cu dreptul în stângul, ministerele n-au calculat bine. Pachetul în sine e plin de tot felul de lucruri în neregulă. Primul care ne poate expune la nivelul Uniunii Europene este că impozitul de 1% pe cifra de afacere a companiilor mari, alea care au profit, chipurile prea mic pentru gustul statului, încalcă prevederile directivei europene pe TVA. Cu alte cuvinte, directiva asta nu permite statelor să introducă o altă taxă indirectă pe cifra de afaceri. Ei spun așa, doamne, TVA-ul se aplică la cifra de afaceri, corect, nu? Adică până la urmă, orice tranzacții facem între companii, ele sunt purtătoare de TVA și TVA-ul ăla se duce la stat. N-ai cum să mai pui încă un 1%, că înseamnă că practic adaugi la TVA, de fapt. Cam asta e esența acestei directive. E o taxă pe vânzări care nu are regimul de colectare al TVA. Ce facem? Disperarea pentru a aduce bani la buget atât de mare încât au apelat la un vis umed al lui Liviu Dragnea. Ți-aruc aminte că Liviu Dragnea este cel care a vorbit la nesfârșit cu mâna sa dreaptă și deșteaptă, dar... repede, care i-aș pagă domnul Darius Vâlcov, da? El era ministru de finanțe care se hăcuia cu multinaționalele și avea o postură extrem de agresivă. Aici este un dram de adevăr. Multinaționalele și nu numai în România, în toată Europa asta și cu state puternice, cum sunt Marea Britanie, de exemplu, mătrocuiele pe jos. Îți dau un exemplu concret ca să vezi ce înseamnă? În Marea Britanie, primii trei mari producători de banane, nu le dăm numele, că sunt nume mari internaționale, au avut în anul trecut o cifră de afaceri de 780 de milioane de euro. Au plătit impozit, toate trei, pe același an, 128 de mii de euro. Adică este ceva absolut inimaginabil. Luptele astea se duc. Dar mă îndoiesc profund că ai putea o câștiga impunând un impozit de 1%. Îți garantez că îl vor ocoli cu foarte mare eleganță. Pentru că există niște firme de Big Four de contabilitate care le vor oferi posibilități nenumărate. Există în lumea asta niște paradisuri fiscale unde își pot parca mulți bani. Noi avem, de exemplu, o direcție în finanțe, Direcția Generală de Control a Marilor Contribuabili, care este îngenunchiată de lupte intestine. Acea direcție care gestionează acești 3-4 mii de contribuabili mari ar putea să rezolve punctual aceste probleme. Dar când tu dai un semnal, nefiind în stare să rezolve probleme punctuale, cu Petromul, pe care l-ai scutit de 1 miliard de euro din taxa de solidaritate, cu alte companii mari, ca să nu facem vreo reclamă sau antireclamă, să rezolvi punctual problemele cu ele, tu vii și spui, gata, bă, vă bag impozită 1% la toți, așa, Otova, și ei Otova vor spune mâna pe grupurile, pe telefoanele lobișilor lor, pe telefoanele guvernelor lor și într-un mod legitim vor spune, doamne, nu se poate așa ceva. Încălcați directiva. Ce țară e asta? Da. Cum ai spus și tu mai devreme. Deci asta vor face. Și atunci lupta cu corporațiile astea niciodată nu este egală. Ți-am dat exemplu Marea Britanie. Există lanțul ăla de cafenele celebru, care începe cu S, da? Care, cum să spun, își mută filialele în toate paradisurile fiscale, din Europa. Elveția este un paradis fiscal, Cipru este paradis fiscal,
Și sunt multe alte zone. Dubaiul, de exemplu, este un paradis fiscal, dar pentru ai noștri. Pentru cărași păgile alor noștri, da? Și scopul lor ultim este să se optimizeze fiscal. Această graniță între evaziune, noi dacă nu ne plătim pe 25 ale lunii taxele și impozitele de la stat, oprire, se declanșează un tsunami împotriva noastră. Aceste mari corporații au diferite posibilități să apeleze la aceste optimizări fiscale, dar nu asta, nu o atitudine din asta bățos naționalist abordezi în relația cu ele. Bun. În afară de această încălcare a unei directive europene. Da. Dacă, e foarte interesant, pentru că multe din măsurile astea cu construcțiile, de exemplu, da? Eu cred că au dat înapoi și vor da înapoi pentru că au sărit constructorii. Băi, nene, avem un deficit pe piața de, de muncă colosal. Colosal este deficitul. Aleargă oamenii ăștia din construcții pentru că, pe de-o parte, tu vrei să construiești din PNRR. Unul la mână că nu ești în stare să faci reforme și să atragi banii aia pentru că tu ești obișnuit cu portbagajul sau, în cel mai sofisticat caz, cu dus banii la valiză pe la aeroporturi private fix în apartamentele din Dubai. Da? Dar cu cine vrei tu să construiești autostrăzi? Deja piața este plină. Uite-te pe contracte de infrastructură și ai să vezi că sunt eminamente firme turcești. Da? Bun. Cu cine vrei să vezi? Dacă mai dai și semnalul ăsta prost către firmele de construcții, ca să-i vorba de infrastructură. Le mai greșești și calculul la salariu după ce că ai zis, domnule, vă scoatem, vă dăm într-adevăr, vă punem să plătiți CASS, dar o să vedeți că per total vă crește salariul. După care tu descoperi că de fapt... Și în aceste momente de, că tu spuneai că nu este specialist, în aceste momente curunte pentru această guvernare care are șanse să câștige și la anul, vine ideea salvatoare de unde? De la veșnicul tehnocrat PSD pe nume Liviu Voina, că el se află de fapt în spatele acelor modificări, acele intenții de a sugruma pilonul de pensii. Dacă te uiți puțin pe deficitul prognozat, de exemplu, de BEI, da? Pentru anul ăsta e vreo 7%. Suma asta este aproape egală cu activele înregistrate de fondurile private de pensii pe pilonul 2. Deci e tanda pe manda. Ei ar fi vrut să acopere acest deficit naționalizând pilonul 2. Deci noi ne uitam la tot felul de discuții în spațiu public, nu știu ce, și te trezești peste noapte că Liviu Voina, care nu are nicio legătură, nu are nicio conexiune guvernamentală, da? A doua oară, dânsul domnia sa fiind unul dintre opozanții înverșunați ai pilonului de pensii, aduți aminte că împreună cu același Darius Vâlcov a încercat în 2018 să naționalizeze din prima dată pilonul de pensii. Recidivează. Și vine cu chestia aia pe care i-au pus-o în cârcă acelei doamne Pescaru. O fi, păi, bine, și doamna Pescaru, o fi știu poate... doamna Pescaru că dă o hârtie sau doar s-a folosit cineva de numele ei, nici mai contează. Până la urmă, că aceeași gașcă PSD-istă de Ministerul Finanțelor este. Și dar hai să vedem că îl pomenim pe Liviu Voina. Domnul Voina, după toată povestea asta, este recompensat de domnul Ciolacu oficial cu sinecura numărul 1 a patriei, a țărișoarei, șefia de la ASF. E, aici vine partea interesantă. Pregătindu-se pentru BNR, că domnia sa este pregătită pentru a BNR. A mai fost viceguvernator la BNR, a fost reprezentant al României la FMI. Da, probabil că se antrenează pentru când domnul Isărescu o să iasă și el totuși odată. De la perete. O să iasă cândva probabil la pensie, nu știu, mă gândesc totuși, dacă nu vorbim poate de anul, un fenomen Highlander. Așa am auzit. O ieși și el la pensie. Acest domn Voina, iată, este foarte apreciat de Marcel Ciolacu. A și spus, de altfel, într-o declarație pentru colegii de la Libertatea, îl văd foarte competent pe Liviu Voina să ocupe poziția de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară. Practic o recompensă, nu? Pentru Liviu Voinea și o rotație din asta pe posturi a acestor personaje care gravitează în jurul PSD-ului și care au ideile astea creced economice sau antieconomice, zic unii. Modelul e cât se poate de utilizat de către PSD. L-am văzut cu domnul Chesnoiu scos în umbră când au început să apară probleme, după care recompensat în Parlament cu președinție de comisie, după care domnul Budăi scos cu azilele groazei deoparte, că poate și domnul și-a dat demisia atunci când trebuia, dacă înțelegem cu toții ce spunem, după care recompensa. Acum domnul Voina e mai puțin cunoscut poate pentru o parte dintre telespectatori, dar modelul este același. Sub nicio formă nu sunt uitați, nu sunt abandonați, dimpotrivă sunt încă o dată premiați, așa cum a spus și dumneavoastră,
Dar repet cu ceea ce spunea doamna Dogioiu, sunt premiați cu locuri, cu funcții din care, în mod normal, ar trebui să iei decizii bune. Iar acel nivel de competență a dispărut de multă vreme și așa că avem tipul ăsta de oameni. Revenind la pilonul 2 de pensii și tipul de idee care leagă direct pe domnul Marcel Ciolacu de domnul Liviu Dragnea, ca să lămurim, da? Mai avem puțin, discutăm din nou de rechiziția rezervei naționale a băncii din Londra, din Marea Britanie, o aducem și pe aia înapoi, în rest le avem pe toate. Dar asta cu pilonul 2 de pensii, din punctul meu de vedere, este absolut impardonabilă. Vorbim despre peste 8 milioane de persoane afectate, cetățeni români. Și de la buget, deci și bugetar, și de la stat, dar și din mediul privat. Și discutăm de peste 100 de miliarde de lei. Bani care ar fi trebuit să fie o garanție de viitor pentru pensionarii de mâine ai țării. Ei bine, asta pare să fie prima chestie să care să-și în coșul să-și comun și prost gestionat. Eu am început să-i simt, nu știu dacă dumneavoastră simțiți pe sub masa asta, dar mâna rece domnului Ciolacu direct în buzunar, băgat și în ce avem acum, ce câștigăm, dar și pe viitor, ce mai punem deoparte la pilonul 2. Mâna rece sau caldă a domnului Ciolacu însă îi va băga niște bani în buzunar domnului Voina dacă el ajunge la ASF, niște bani buni, Ioana, pentru că noi știm că acolo salariile trec de 5.000 de euro, alea pe care le cunoaștem, restul sunt secretizate multe dintre ele, ca și la Ancom, ca și la alte instituții, ca să nu mai vorbim de bonusurile fenomenale, pentru că frumusețea acestei poziții este că lasă salariul de 5-6.000 de euro, dar să vezi bonusurile, primele. Prime pentru că te faci că plouă când trece câte un faliment important pe lângă tine. Sporuri, mai adăugăm. Sporuri, așa. Incompetența este foarte bine recompensată în guvernarea noastră actuală. Și știți cum e? Eu n-am, de fapt, nicio problemă ca poziții de mare importanță să fie foarte bine plătite. Da, asta ar trebui să fie o garanție a competenței. Și, mă rog, cât se poate integrității, că garanția absolută a integrității nu există. Da, e o funcție importantă, e o funcție din care gestionezi atât de mulți bani și atât de multe chestiuni, foarte bine, să fie foarte bine plătiți. Problema este că ei sunt doar foarte bine plătiți, competenți. Nu sunt, ca dovadă, istoria ASF-ului, care este îngrozitoare. Spuneați de retragerea domnului Sărescu, mă gândesc cu groază la momentul acela, credeți-mă. Până la urmă, cu bunele și cu relele sale, domnul Isărescu era un pol de luciditate în această țară, da? Pe finanțe. Și iată, inclusiv chestiunea cu rezerva, când au vrut să pună mâna pe rezervă, cel care s-a opus categoric și a luptat atunci la baionet a fost Mucur Isărescu. Ei, când ori pune mâna și pe Banca Națională, personaje din acestea care nu sunt capabile să calculeze până în coadă cât e impozitul și dacă crește sau nu crește un salariu, sau domnul Voinea, care așa, dacă este domnia sa, desigur, plecăm de la premisa invocată mai devreme, care manufacturează un amendament atât de ridicol încât a reușit performanța de a uni toată presa împotriva acestui amendament. Deci eu am văzut împotriva acestui amendament instituții de presă care în mod normal sunt pe poziții diametral opuse și adversare. Și personaje politice care sunt de obicei pe poziții diametrale. Toată lumea a sărit direct pe lampă când a auzit. E, când ești atât de competent și te pregătești să te duci la Banca Națională, fără a fi prin definiție o mistică, nu mai am decât, Doamne ferește, să da, ne ce înțeleg eu este că domnul Voinea dorește să facă din nou un pas în față, domnule Lăzescu. Adică nu vrea să mai aibă rolul ăsta de eminență cenușie, vrea să devină titularul unei poziții extrem de importante și extrem de expuse. Și stau și mă întreb, ori reformează ASF-ul din temelii, ori o să fie acolo vai și jale ca și până acum sau mai rău decât până acum. Acum, la domnul Voinea... Păi ce variantă o-ți paria, oare? Da, vă rog. Da, nu știu dacă în cazul domnului Voinea e vorba neapărat de incompetență. El conceptual are o viziune dintre asta, sigur, foarte... discutabil asupra felului în care trebuie gestionată economia. O viziune din asta de un, n-aș zice nici nu știu dacă socialist sau oricum un stângist dintre ăsta exagerat, iar chestiunea cu pilonul de nu e ține din compte, acolo ține de faptul că încercat să facă așa un fel de scabatorie ca să rezolve o problemă a bugetului, având în vedere că toată programul ăsta minunat cu care s-a lăudat domnul Ciolacu în Parlament, că ați văzut, că a și vorbit numai despre el, a spus că eu fac, eu dreg, reforma mare, mă rog, e practic un început, un fel de strigăt anticipat, după părerea mea, de campanie prezidențială până la urmă. Dar, dincolo de chestiunea asta, sigur, această reformă probabil nu va rezolva nimic și de aceea
sigur, apropo de ce vorbim noi aici, cu pilonul 2, se caută soluții din astea miraculoase, dar ele nu pot fi scoase așa din buzunar. Șansa noastră este că, într-o formă sau în alta, probabil că totul vor veni banii ăștia de la Uniunea Europeană, că situația e foarte critică cu Ucraina, cu lucrurile astea, dar sunt foarte sceptic că acești bani vor putea într-adevăr să fie gestionați cum trebuie. Apropo tot de ce spunea domnul Ciolacu și ce spunea și domnul senator, păi, când ai criza asta de și în construcție e doar unul din sectoare, trebuie să vezi cum reușești să ții oamenii ăștia acolo sau cum să-i faci să nu plece sau să-i atragi. Adică tipul ăsta de gândire mecanică pe care l-am văzut la domnul Ciolacu, care era și foarte mândru, că spune, domnule, s-a terminat, gata, punem ordine de acum, rezolvăm. S-a terminat cu șmecheria. Am terminat cu șmecheria, adică gata, de acum ce nu s-a făcut 30 de ani, facem noi acum. Da. Cât o să-i coste, ca să mergem mai departe, pe cei de la guvernare, tot haosul ăsta, toate bâlbâielile astea, vedem un sondaj în scop de astăzi, care ne spune că 31% din electorat ar vota cu PSD-ul. Aici să zicem că n-ar fi nimic nou neapărat, dar atenție, diferența dintre PNL și AUR se îngustează la sub 1%, 20,4% pentru PNL, 19,7% cu AUR în acest moment, 12% cu USR, potrivit acestui sondaj, și UDMR 4,6%. În acest sondaj, Partidul Dianei Șoșoacă nu mai face pragul, așa cum arăta un alt sondaj zilele trecute, dar sigur că totul e pe masă și bătălia electorală abia începe. Ni se alătură și politologul Remus Ștefureac. Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara. Ce altceva, domnule Ștefureac, ar trebui să ne atragă atenția în acest sondaj INSCOP pe care l-ați coordonat? Aș spune că da, noi am publicat cumva în premieră și în numele transparenței, să spunem, două tipuri de raportări a datelor privind intenția de vot pentru partide. Una, cea pe care ați prezentat-o, care se raportează la votanții, așa numiți cei mai mobilizați, adică cei care declară astăzi că vor merge sigur la vot. Sigur, nu știm ce se va întâmpla peste 6 luni, peste 9 luni, peste un an. De asemenea, însă, am avut și o raportare a datelor privind populația, respondenții care aleg un partid, dar nu declară neapărat că merg sigur la vot. Unii merg, alții declară că nu sunt încă foarte, foarte siguri. Raportat la această categorie de populație, scorul arată puțin diferit, în sensul în care PSD la 29, AUR la 22, PNL la 19-20 și USR la 11-12. Da, asta înseamnă, iertați-mă că aici e o nuanță importantă, ei optează pentru un singur partid, adică înțeleg că nu se mai gândesc, au convingerea cumva formată, chiar dacă merg sau nu merg la vot, ei spun, eu țin cumva, țin cu PSD-ul sau țin cu AUR sau țin cu PNL. Cumva aici vedem și un posibil potențial de creștere a unor partide, de stagnare sau de scădere. Iarăși, nu cred că e o surpriză faptul că într-un asemenea context, partidele care se află la putere, e greu de crezut că pot să-și mărească zestrea electorală, cel puțin dacă judecăm după experiența ultimelor aproape 30 de ani peste 30 de ani de regim democratic, partidele aflate la putere, mai ales în ultimul an de mandat, nu prea pot să crească la guvernare fiind. Partidele care sunt în opoziție, sigur că au această perspectivă de creștere și aici va depinde foarte mult și de vizibilitatea fiecărui partid, de capacitatea de a fi credibil, de eventual într anumite contexte, cum este și acesta de radicalismul unor mesaje. Da. Stelian, deci AUR văd că ajunge aproape la același scor cu PNL-ul. Sunt unele sondaje, din câte știu, interne ale unor partide care l-arată și peste la un moment dat. Tendința care va fi după tine? Tendința va fi ca, pe măsură ce PSD-PNL se vor apropia de alegeri și guvernarea va eroda, să se strângă mai tare unul în jurul celuilalt, pentru că numai împreună, din perspectiva lor, vor reuși să facă o majoritate parlamentară. AUR va găsi orice fel de motive să crească, va călări demagogic orice fel de subiect
Și asta înseamnă, din nefericire, o izolare a USR-ului. Nu văd... pentru că e un joc în trei aici, dar nu există niciun motiv și nicio perspectivă de coagulare și de niciun fel. A fost un accident la momentul în care USR și-a dărâmat propriul guvern cu voturile celor de la AUR, dar el a fost un accident, a fost un accident unic, ca să spunem așa. Vedem acum că, la exemplu, la moțiunea de cenzură actuală nu mai pot colabora și nu văd motive. Adică ar fi, cum să spunem, discursul fiecăruia le scude pe celălalt. Deci nu pot colabora, dar am văzut că la angajarea răspunderii vă furau pancartele cumva sau n-aveau nicio problemă să le folosească, ceea ce cumva era un fel de demers de ăsta comun, chipurile, nu? Așa s-a conturat. Asta cu furatul, sau hai să fim eleganți, cu împrumutatul, da. Da, cu împrumutatul pancartelor, am mai văzut-o de mai multe ori. Așa cum spunea și dumneavoastră, cei de la AUR nu se opresc de la nimic din ideea de a face zgomot, de a face scandal. Am avut chiar de curând un duel, dacă pot să-l folosesc terminul ăsta, personal cu domnul George Simion, în care i-am atras atenția că e absolut lipsit de eleganță să stea jos pe un scaun, sigur, era un scaun cu simbol pe care îl dorea George Simion, în timp ce o doamnă moderatoare lua acest interviu. Mi-a spus, dom'le, nu e deloc elegant ce faceți și poate că are legătură poate și cu mesajul... Poate tradiția la român, cu mesajul pe care îl transmiteți. Eu cel în fața bărbatului. Tocmai atunci explicam, și de asta fac referință la această poveste, pentru că explicam cât de multe lucruri ne despart față de cei de la AUR, în mod evident. Bun, vă despart și multe procente, aparent, după sondajele astea. Și aici vă întreb, vă îngrijorează că... Eu să vă spun că se vinde o opoziție. Opoziție atât de fragmentată, bulversată, vă rog. Eu să vă răspund cât se poate de cinstit la nivel personal și o să vă spun că sigur că mi-aș fi dorit să arate procentele altfel. Sigur că mi-aș fi dorit ca USR să poată face de la... am văzut ce poate să facă astăzi cu 15%, da? Am văzut că poate, de exemplu, să oprească acest pachet al nenorocirii României și al scumpirii prețurilor care ar fi intrat în vigoare din duminica asta de la 1 octombrie. L-am putut și îl oprim la CCR. Sigur că mi-ar fi plăcut să văd acolo niște procente mai mari, care sunt o chestiune de potențial, și să putem să spunem că vom face și mai mult cu niște procente mai mari. Momentan așa arată lucrurile. Și exact cum spuneați dumneavoastră, e foarte posibil ca românul să aibă de ales între trei opțiuni reale. Unul este Partidul Stat. Când spun Partidul Stat, PNL, PSD, chiar și UDMR, aș spune aici, sunt cei care nu vor să schimbe nimica. Dacă se poate. Și UDMR. Și UDMR. Spuneți-mi mie, cumva... prefecții, cei patru prefecți și nu știu câți subprefecții ai UDMR-ului au fost dați afară de către PSD? Tocmai. Deci Partidul Stat, din guvern, acolo, Partidul Stat nu se schimbe nimic. Da. Nu, am întrebat. După care există sigur un vot de furie. Dom'le, să le arătăm așa și mergem cu ăștia care sigur sunt extremiști, sigur încă sunt suspiciuni puternici și s-a întâmplat cu școala de vară, cu minori, cu minore prezente la un eveniment de partid, lucru care te pune așa pe gânduri. Încă nu e lămurită treaba de acolo. Bine, nu e lămurită nici conexiunea cu Moscova. Semne de violență, semne de agresivitate, China. Cazuri, afirmații, cel puțin violență verbală, am văzut de nenumărate ori. Inclusiv un istoric neplăcut pentru parlamentare AUR, apropo de inclusiv probleme cu legea. Și da, sigur, cea de-a treia opțiune, care e una de construcție, de modernizare. Oamenii ăștia sunt încăpățânați, au intrat în politică dorindu-se să schimbe România. Sigur că nu e ușor să schimbi o țară peste noapte, sigur că nu o să te aplaude nimeni din cei care sunt afectați de ideea de modernizare, dar ai de ales cumva între aceste trei mari opțiuni, indiferent ce scrie pe partide. Asta este realitatea așa cum o văd eu. Bun. O să vedem cum oamenii vor opta. Eu zic că totuși când va fi foarte aproape cuțitul de os, niște oameni vor înțelege că au de ales nu se schimbă nimic. Mergem după această cutie goală de care face mult zgomot, dar care nu a putut să demonstreze nimic până acum la nivel de soluții pragmatice, doar spectacol și artificii, sau o chestiune care va dura, asta e cât se poate de clar, transformarea României în timp. Vă atrag atenția că această așa zisă cutie goală de care spuneți se tot mărește, pentru că vedem, Andy Lăzescu, că am văzut că grupările astea românești de extremă dreaptă s-au reunit în weekend la Brașov într-un fel de bloc naționalist. Nu e neapărat nevoie de astea pe care să ne uităm la astea pe care le vedem prin Parlament, de al de Simion și Oșoacă și așa mai departe. Mai sunt acolo tot felul de galerii, de grupuri de constituite pe rețelele sociale, dar care, uite, încearcă să iasă la lumină și încep să se facă văzute în carne și oase, ca să zic așa. Adică nu mai sunt doar niște domne, niște conturi de pe Facebook, nu știm cine e în spatele lor. Încep să apară persoanele, încep să se adune. Cât de grav e asta, după dumneavoastră?
general în Europa. Uitați-vă cum a explodat în Germania AfD-ul. AfD-ul a ajuns aproape în ceafa creștin-democraților, a depășit cu mult Partidul Social-Democrat și în alte țări avem această tendință. Acum, legat de sondaje, pentru că aș vrea să fac două, trei observații. Eu cred că AUR va mai obține cel puțin 2-3%, pentru că sunt destui care nu declară că votează cu AUR, dar vor vota cu AUR. Deci cred că va avea acest plus, mai ales pe alegerile europarlamentare, în care prezența la vot, probabil electoratul AUR, va fi mai determinat să vină la vot decât electoratul celorlalți. Pentru celelalte vom vedea. Pe de altă parte, cred că PNL-ul, în urma acestor măsuri fiscale, PNL-ul va pierde. Va pierde cel mai tare, pentru că PSD-ul are un electorat așa mai de cauciuc. Adică electoratul ăsta rămâne oarecum, dacă v-ați uitat, undeva într-o zi, sigur, mai scade puțin, dar principalul, dacă vreți așa, sau pumn electoral, îl va lua PNL-ul. Și asta, sigur, ei vor deveni un fel de servanți de serviciu ai PSD-ului, pentru că n-au soluții. Dacă se mai duc în jos, vă dați seama, 2-3% și AUR-ul se mai duce. Bafta lor este că există AUR-ul. AUR-ul crescând undeva spre 20%, practic într-un fel, datorită faptului că nu există o alternativă în opoziție, USR-ul, mă rog, e înghețat, parecum, în zona asta, 11-12%, practic face, ei pot spune, domnule, nu există altă soluție de guvernare a României decât binomul. Iar acest binom, și din păcate vom avea de fapt un PSD, adică PNL, va fi așa ca un fel de anexă. Eu mă întreb, pentru că am văzut, numai puțin vreau să spun și asta, am văzut că sunt unele voci. De exemplu, Sigartău în PNL, care mai, cum să spun, destul de supărat. Dar nu-mi dau seama cât vor mai accepta principalii lideri din PNL să stea în această situație, care eu înțeleg că n-au soluție, dar e aproape sinucigaș pentru liberal. Da, ne întrebăm asta de nu știu când, Ioana, nu? Cât vrea Klaus Iohannis? Nu, eu întrebam care e lider liberal. Nu știu. Poate îi aflăm care sunt. Eu n-am observat ca PNL-ul să aibă lider. Are un singur lider real, PNL-ul, pe domnul Bolojan, dar care este într-un exil iohannisian, așa, până pleacă, se termină mandatul domnului Iohannis. Domnul Bolojan trebuie să stea acolo și când se termină mandatul domnului Iohannis, nu știu ce va mai rămâne în PNL. Cam asta e ideea. Da, poza este tragică. Domnul Ștefăreac îmi spunea, când toată lumea se uita la imediat după alegerile, de precedentele alegeri, domnul Ștefăreac spunea, potențialul de creștere a AUR este pe la 33%, bănuiesc cum și-a schimbat punctul de vedere. Eu cred că vor mai crește. Și vor mai crește, nu cred că e nicio legătură cu AfD-ul german și cu, nu e nimic ideologic la ei, furie. E furie, e panică, e exasperare, e disperare și asta o spun din discuții pe care le am cu oameni care interacționez aici la firul ierbii într-un oraș micuț în care trăiesc eu. Și unde oamenii sunt atât de furioși încât se îndreaptă către AUR fără să se mai uite. Cine sunt? Moscova? Nu interesează. Da, e interesează că deja s-au pierdut orice speranță și sunt furibunzi. Pe furia asta se va ridica în continuare. Deci asta vreau doar un mic accent să spun. Și în cazul AfD-ului tot e o furie pentru guvernul Scholz. Și sunt probleme întregi și cu niște măsuri luate în ultimul timp și tot așa e o furie antisistem. Și aici și în Olanda... Dar acolo nu mai găsit o componentă ideologică. Aici nu există o componentă ideologică la AUR. Cel mult un naționalism de grotă, dacă vreți. Dar altceva nu există și nu există acest naționalism de grotă decât la o parte din electorat, la un cleu dur. Restul se duc către AUR pentru că măcar simt răcoreala pe care... Aș vrea să ne mai uităm la ceva, iertați-mă, apropo de aceste sondaje. Știm că, potrivit unor sondaje din ultima vreme, Gabriela Firea a scăzut sub Nicușor Dan și se vorbea de sfârșitul acestei încercări a doamnei Firea de a candida din nou la primăria capitalei. Doar că Marcel Ciolacu vine într-un interviu ieri și spune așa: e o decizie care nu s-a schimbat, Gabriela Firea e candidatul PSD la primăria capitalei și adaugă ceva foarte important. Știm cu toții și vă spun fără niciun fel de nicio reținere, Gabriela Firea nu are nicio vină în cazul azilelor groazei, domnule Ștefureac. De unde acum 2 luni o invita pe doamna Firea să clarifice,
să vedem, să una, să alta, sigur, când te asociezi cu personaje, nu e tocmai bine, nu știu ce. Ciolacu vine acum brusc și zice, doamna Firea e nevinovată, vă zic eu, cu mâna pe inimă. Ce s-a schimbat? E criză mare de candidaturi la PSD și atunci tot cu Firea defilează? Sigur, poate fi și o criză, poate fi și o chestiune în care domnul Ciolacu evită până în, să spunem, evită o ostilizare excesivă a unui anumit curent din PSD, știind faptul că popularitatea doamnei Firea poate nu mai este la același nivel. Și atunci, știind acest lucru, la finalul zilei, în momentul în care se vor alege candidaturile, evident că relevante vor fi, relevant va fi potențialul fiecărui candidat chiar de a obține un scor care să-i permită câștigarea alegerilor, cel puțin în cazul PSD, acesta ar fi un obiectiv, orice eșec raportat la neîndeplinirea acestui obiectiv ar fi un eșec major. Rămâne de văzut, eu personal nu am date pe București și prefer să mă raportez exclusiv la ceea ce măsurăm noi. Nu-mi dau seama în acest moment în București cât de mult a scăzut doamna Firea. La nivel național, într-adevăr, e un recul foarte puternic, pentru că dânsa era și în continuare măsurată și în cercetări realizate la nivel național. Dar e adevărat, uneori se mai și uită teme. Cred că din perspectiva alegerilor locale care vor avea loc peste un an, deci în septembrie anul viitor, relevante vor fi măsurătorile care încep să se facă din primăvară. Mulțumesc, Cremuște Fureac. Ne întoarcem în câteva momente cu declarații incendiare ale primarului de la Sfântul Gheorghe, de la UDMR, care zice că ne trebuie o autonomie a Ținutului Secuiesc după model corsican. De la ce a plecat toată povestea asta, imediat. Da, primarul UDMR din Sfântul Gheorghe, care e și liderul UDMR Sfântul Gheorghe, de altfel, Antal Arpad, spune că Ținutului Secuiesc îi trebuie autonomie ca în Corsica. De la ce a plecat povestea asta, Emmanuel Macron e acolo în Corsica, și le-a spus francezilor că de acum încolo insula, care are un statut special cumva în cadrul Franței, să fie introdusă în Constituția franceză și să se acorde acolo unei autonomii ca insula să nu mai fie nici împotriva statului și nici fără stat. Și primarul din Sfântul Gheorghe zice, fix asta ne trebuie și nouă, e ceea ce ne dorim și noi secuii, să fie inclusă în Constituția României ca statul român să stabilească autonomia Ținutului Secuiesc într-un mod similar. Foarte scurt, stimați invitați, poate să funcționeze? La ce duce asta, domnule senator? Eu încă încerc să mă găsesc o explicație pentru faptul că UDMR, același UDMR, s-a aliat cu guvernul și a refuzat semnarea unei moțiuni de cenzură în asumarea acestui pachet, parcă uitând că și cetățenii de etnie maghiară de pe teritoriul României, cetățeni români, sunt afectați în egală măsură, repet, de mâna rece a lui Ciolacu pe care o simțim cu toți în buzunar. Și în cazul în care, adică mie mi se pare că în măsura în care tu nu vezi niște lucruri evidente, inclusiv pentru cele două județe și județele cu etnici maghiari, nu-mi dau seama în ce măsură chestiunile astea alte, care mi se par mai degrabă de politică externă și venite din Ungaria, au sau nu au o relevanță. Câtă vreme, repet, reprezentanții maghiarimii din România nu votează pentru cetățenii. Ioana, au relevanță în măsura în care poți să mai pretinzi ceva, să mai negociezi ceva? 30 de secunde. E în campanie electorală. Sunt și ei în campanie electorală și masează electoratul cu temele specifice. Ca să-i răspund domnului Bălărie, simplu, pentru că ei au obținut pragmatic ceea ce și-au propus. Au vreo 7 amendamente, le-au obținut și au zis decât o moțiune care oricum nu va trece, e doar simbolică. Ar fi avut simbolistică importantă, dar e doar simbolică. Mai bine ne băgăm în traiste cele 7 aspecte pe care le-am cerut. Este politica UDMR de când se știe. Dar le-au cerut pentru cetățeni sau pentru partidul UDMR? Sunt și pentru cetățeni. Acum nu le luăm la mână pe fiecare. Sunt interesele lor cele mai mari locale. Au fost chestiuni de interes local pe care le-au cerut maghiarii. Le-au obținut, la revedere. La ei totul e tranzacțional. Alexandru Lăzescu, ce vor cei de la UDMR, de fapt? Bun, sigur că pe moment nu înseamnă nimic, dar acest tip de declarații și de trimiteri la Corsica, care e cu totul un alt regim, e o insulă, e, mă rog, e totul altceva,
Totuși, trebuie să le privim cu, mă rog, nu aș zice chiar așa cu detașare. Adică, sigur că pe moment nu se întâmplă nimic. Dar suntem într-o situație geopolitică destul de tulbure și trebuie să fim destul de atenți. Adică ele sunt legate și pe filiară cu Budapesta. Nu e niciun secret aici. Dar n-aș uita cu atenție, nu e declarația acum, e de multă vreme, spun. Pe asta fac și o mulțime de lucruri și ar trebui să privim cu atenție tot situația asta din Transilvania, adică să nu o luăm așa chiar. Stelian, ce fac? Vor să mai arunce o bombă așa, să mai agite un pic spiritele? Au nevoie de subiecte noi pentru a se detașa de faptul că încă sunt considerați la guvernare și mai aruncă o petardă din asta redentistă ca să mai întrețină niște spirite. Nu e nimic nou față de alte declarații din trecut. Pe mine m-a mirat până acum adormirea lor, că mai venea Victor Orban, mai grohăia ceva pe aici. În stilul clasic. Nu ducem lipsă de subiecte care să agite spiritele în societate. Imediat ce revenim, discutăm despre această decizie a CEDO, care obligă România să recunoască cuplurile de același sex, doar că aici e o diferență și sunt deja instituții ale statului care spun că recunoaștere nu-i tot una cu legalizarea căsătoriilor. Despre controversa asta imediat.